Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați colegi. Este un lucru foarte bun să vorbim despre economie, nu despre buget, că bugetul nu e important pentru oameni decât dacă are legătură cu viața lor, cu economia. Și, din păcate, nu vorbim despre criza economică, o criză care în 2021 va fi mai dură decât cea din 2010, mai ales că acum avem în 2020 un guvern ca în 2009, care ne zice că totul e bine, că nu vine FMI-ul, că nu mărește taxe, nu mărește impozite. Culmea este că în 2010-2011, când domnul prim-ministru Orban era alături de mine în Uniunea Social-Liberală și criticam măsurile luate de guvernele domnului Băsescu, acum face exact ca guvernele Băsescu și are de fapt aliați pe toți cei ai lui Băsescu, făcând aceleași greșeli și ducându-ne în aceeași criză. Dar până vorbim de economie, domnule prim-ministru, am un mesaj de la copiii mei care stau acasă, copiii noștri ai tuturor. Știu că vă place genul muzical și mi-au spus să vă aduc aminte de Pink Floyd, Ludovic, leave the kids alone. Lasă copiii în pace, Ludovic. Lasă-i să meargă la școală. Lasă profesorii să meargă la școală. Lasă părinții să meargă la muncă. Pentru că altfel toate poveștile despre bugetul pe anul viitor rămân exact ca poveștile lui Băsescu și Boc din 2009, după care o să plătim foarte dur, cu pensii, cu salarii, cu taxe, ceea ce nu am făcut în acest moment. De asemenea, de ieri din piață mai am aceeași dedicație. Ludovic, leave the markets alone. Lasă piețele deschise, nu le închide. Chiar dacă, sigur, se bucură cei cu supermarketuri, lasă-le în pace. Am același mesaj de la cei de la Horeca. Nu-i îngropa, că n-ai cum să îi scoți din groapă la anul. Lasă-i să funcționeze, lasă-i să existe. La fel pe agricultori, la fel pe transportatori, la fel pe cei din industria alimentară. Altfel, despre ce vorbim aici? Bugete, povești, cifre? Când știm că, de fapt, în fiecare zi omorâți nu doar economia, așa în abstract, ci pe românii care produc, care muncesc, și care ne ajută să trecem peste criză. Altfel, cifre, vă dau doar două cifre. Deficitul bugetar pe primele 9 luni, 12,5 miliarde de euro. Mai mult decât guvernul Ponta, Cioloș și guvernele Grindeanu și Tudose. Toate 9 luni. În aceeași 9 luni, deficitul balanței comerciale, adică cât am trimis în străinătate, 12,5 miliarde. Foarte mulți oameni întreabă, domne, a luat Orban, cu câți au luat bani, ce au făcut cu ei? I-am trimis în străinătate. Am subvenționat economia altor țări. Exact 12,5 miliarde. Cred că în acest moment există soluții, în al 13-lea ceas, pe care le puteți adopta. Vi le-am scris, trebuie doar să le luați, să le aplicați. Un venit minim de criză pentru toți cetățenii României care câștigă mai puțin de 2000 de lei pe lună, în așa fel încât să treacă peste anul 2021. Un sprijin economic de criză pentru toate IMM-urile, toate firmele românești, cu singura condiție să rămână deschise, să-și păstreze numărul de personal, să nu trimită în șomaj oameni, că nu aveți unde să-i trimiteți pe cei care își pierd locul de muncă. Sunt soluții foarte simple, sunt soluții pe care ați putea să le aplicați dacă ați avea un pic de competență, de bună credință și de interes. Din păcate, toate trei e clar că lipsesc și este nevoie ca pe 6 decembrie să schimbăm ceea ce clar merge foarte prost. În rest, vreau să vă rog să nu mai acuzați mereu PSD-ul ce rău a fost. Simt eu nevoia să apăr PSD-ul, deși sunt pro-România. Nu de alta, dar sunteți în funcție cu voturile PSD-ului. Nu cred că ați uitat acest lucru. Cred că trebuie să arătați ce puteți să faceți dumneavoastră. Ați arătat în acest an, criza economică ne va lovi pe toți mai mult și mai rău decât criza sanitară, iar tot ceea ce faceți dumneavoastră acum accentuează această criză economică. În final, vă rog încă o dată, lăsați copiii să meargă la școală, lăsați-ne să funcționăm și dacă nu puteți să ne ajutați, că nu puteți, încurcați-ne cât mai puțin. Vă mulțumesc!